s-a născut la 11 aprilie 1895 în localitatea Mărâmțișu, Pătârlagele. Seminarul teologic Sfântul Andrei din Galați l-a absolvit în anul 1916, iar 4 ani mai târziu a primit darul preoției pe seama parohiei Gura Mișcovului, unde a slujit timp de 55 de ani, cu 2 întreruperi, 1952-1954 și 1959-1964. Preotul paroh Teodor Dragomirescu a fost căsătorit cu Filofteia, născută în 1894, și a avut 3 copii, Elena, Iacob și Ilie. Preotul Dragomirescu a predat religia până în anul 1940 în școlile din comuna Gura Mișcovului, la Săsenii Vechi, Săsenii Noi și Mișcov. De asemenea, s-a implicat în activitatea politică. Mai întâi a fost un adept al Partidului Liberal, iar după anul 1940 s-a înscris în Mișcarea Legionară. În urma unui denunț mincinos din partea unui funcționar, preotul Dragomirescu era acuzat că ar fi instigat oamenii la rebeliune. Din acest motiv a fost suspendat de la slujire pentru o perioadă de 6 luni de episcopia Buzăului. Prin sentința numărul 371 din 29 iulie 1941 a Curții Marțiale a Centrului 5 teritorial, preotul Dragomirescu a fost găsit nevinovat și achitat, în acest fel reprimind dreptul de a sluji. După instaurarea regimului comunist, părintele Dragomirescu a fost permanent suspectat de activitate ostilă. În 19 iulie 1952 a fost arestat de securitate pe motiv că ar fi avut funcția de șef sector legionar. A fost anchetat la București. Înainte de transferul în capitală, la internarea în penitenciarul Buzău, părintele a fost pus la subzistență. 4 zile mai târziu, securitatea cerea conducerii aceluiași penitenciar ca părintele să fie scos din drepturile de hrană. Printr-o decizie a Ministerului Afacerilor Interne, părintele Dragomirescu primește 24 luni muncă zilnică în colonie. A cunoscut coloniile de muncă de la peninsula, sat Valea Neagră, în noiembrie 1952, la construcția canalului Dunăre Marea Neagră, Borzești în august 1953 și Onești în aprilie 1954, la construcția viitoarelor platforme industriale, unde se pare că a făcut parte din formațiunea de muncă 0680. A fost eliberat la 5 mai 1954 din colonia Onești. Preotul paroh Teodor Dragomirescu a decedat în anul 1982.